Războiul de agresiune pornit de Rusia în Ucraina a ajuns în cea de 191-a zi. Bombardamente și atacuri au avut loc în apropierea la toate zonele țării vecine în care se dau lupte. Rușii au întreprins noi tentative de asalt în Donețk. Militarii ucraineni comunică despre lichidarea a noi depozite și muniții ale inamicului. În același timp, Vladimir Zelensky acuză pe ruși că au vrut să deturneze misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Zaporojie și de faptul că pe teritoriul centralei nu au fost admiși jurnaliști independenți. În urma inspecției, șeful misiunii internaționale a declarat că situl nuclear a pierdut din integritatea sa fizică, însă gravitatea situației încă urmează a fi evaluată. Statul major ucrainean declară că rușii s-ar fi activizat pe întreaga linie a frontului, astfel că lupte grele se duc nu doar în estul și sudul țării, ci și în regiunea Harkov. În ultimele 24 de ore, pierderile rușilor pe acest segment al frontului s-ar ridica la peste 20 de unități de armament și echipament militar, potrivit apărătorilor. Forțele armate ale Ucrainei ar fi distrus un depozit de combustibil și lubrifianță al rușilor din Novoosinovka, regiunea Harkov, și un altul de muniții în apropierea aerodromului din Melitopol. Potrivit primarului orașului, Ivan Feodor, în zonă, mai multe ore la rând s-au putut auzi detonări puternice. În regiunea Donețk, militarii ruși împreună cu forțele separatiste încearcă să înainteze pe direcțiile Bahmut și Avdeevka. Pe lângă pozițiile de apărare ale ucrainenilor, sunt atacate numeroase zone civile și obiecte de infrastructură. Toate încercările de asalt din zona Donbasului întreprinse de invadatori au fost respinse. De-a lungul liniei de contact a taberelor rivale, o relativă liniște a dăinuit doar în regiunea Zaporojie. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat în adresarea sa videoserală că, în ciuda înțelegerilor cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, misiunea agenției a intrat în perimetrul centralei nucleare Zaporojie, înconjurată doar de propagandiști din Rusia. Zelensky a criticat faptul că Grossi nu a cerut demilitarizarea centralei nucleare Zaporojie, dar speră la concluzii obiective ale experților internaționali cu privire la riscurile radioactive. Când ne-am întâlnit cu domnul Grossi și cu membrii misiunii de la Kiev, am convenit ca misiunea să fie însoțită de jurnaliști din presa ucrainană și internațională, jurnaliști independenți, pentru ca lumea să vadă adevărul, pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat. Din păcate, acest lucru nu s-a făcut, deși s-a promis. Din păcate, ocupanții nu au lăsat jurnaliștii să intre, ci au organizat un grup de propagandiști de ai lor. Din păcate, reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică nu i-au protejat pe reprezentanții presei independente. După inspectarea centralei și la revenirea pe teritoriul controlat de Kiev, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat că integritatea fizică a centralei a fost încălcată. Îmi fac griji și voi continua să fiu îngrijorat pentru centrală până când vom avea o situație mai stabilă și suficient de previzibilă. Este evident că integritatea fizică a centralei a fost încălcată de mai multe ori, fie întâmplător sau intenționat. Nu avem elemente pentru a evalua acest lucru, dar este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și este ceva ce nu poate continua să se producă. O parte a echipei sale va rămâne la centrala nucleară și în următoarele zile pentru a putea evalua corect starea funcțională a acesteia. Amintim că forțele ruse au preluat controlul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, care este și cea mai mare din Europa, la scurt timp după declanșarea invaziei în 24 februarie. De atunci, cei peste 100 de lucrători ai acesteia sunt nevoiți să opereze acolo sub supravegherea militarilor ruși înarmați, fiind tratați ca ostatici, susțin autoritățile ucrainene.